Subsolul Muzeului Olteniei din Craiova a fost inundat duminică noaptea din cauza ploii torențiale care s-a apătut asupra orașului. Echipajele de pompieri au intervenit pentru a evacua apa acumulată în sările unde se aflau exponatele, care din fericire nu au fost afectate fiind amplasate pe suporturi. Atât directorul muzeului cât și angajații au fost prezenți pentru a acorda sprijin echipajelor inspectoratului pentru situații de urgență dolci.